băiat a fost accidentat ușor la prologul Red Bull Romaniacs. Totul s-a întâmplat după ce unul dintre motocicliști a izbit gardul de protecție în timp ce trecea peste un obstacol, căzând peste mai mulți spectatori. Luca Salinger este acolo alături de numărul 400. Din fericire, copilul a fost accidentat ușor în zona capului. Nu a fost nevoie să fie internat în spital, iar părinții săi nu au depus plângere împotriva organizatorilor. Bineînțeles că la un asemenea concurs trebuie să ne luăm măsuri de protecție și siguranță, pe care le-am și făcut, punând două rânduri de garduri. Primul gard a fost un gard de presiune care are rolul de a opri motocicleta, iar al doilea gard este gardul care ține oamenii la distanță față de primul gard de presiune. Ei, la incidentul de ieri, un motociclist a pierdut controlul motocicletei pe obstacolul respectiv, s-a dezechilibrat, motocicleta s-a oprit în primul gard de presiune, care a flambat un pic, iar el, din cădere, a atins al doilea gard, care la rândul lui a atins un copil. N-a fost absolut nici cel mai mic accident, copilul nu a avut nicio zgârietură,